Bun găsit, doamnelor și domnilor, suntem la o ediție specială a emisiunii noastre, aici la Întrebări și Răspunderi, pentru că invitatul meu este unul special, este vorba despre Călin Georgescu, doctor în știința solului, expert ONU în dezvoltare durabilă, unul dintre extrem de puținii români cu acces în cluburile selecte ale lumii. Vă mulțumesc, domnule Georgescu, bine ați venit la Întrebări și Răspunderi. Bună seara, mulțumesc de invitație. Mulțumesc. De ce vă mulțumesc? Pentru că, iată, un dialog în exclusivitate este cu dumneavoastră, este, considerăm noi, suficient de util și de oportun. Pentru că momentul în care ne aflăm este unul în care și noi, românii, precum și alții, probabil pe această planetă, ne întrebăm cu îngrijorare încotro merge lumea și cum am putea ține pasul cu aceste evoluții care se desfășoară în jurul nostru. Bineînțeles, în cazul nostru, al românilor, totul pentru a ne consolida această poziție și perspectivă pentru cel puțin încă 100 de ani. Cel puțin așa ne-am dorit. Trăim o perioadă de mare nesiguranță la nivelul politicii mondiale. Sistemele de guvernare sunt confruntate cu problemele societății globale, de la hrană și apă, la exodul de populație și secătuirea de resurse. Iar prioritizarea pieței în fața considerentelor de ordin social și politic, iată că, și realitatea ne demonstrează, trasează practic noi direcții de dezvoltare și modifică harta centrelor de putere. Domnule Georgescu, n-am făcut întâmplător această introducere pentru că vreau să vă întreb direct, vreau să vă propun să vorbim în mod explicit despre elitele care dețin puterea și vă întreb direct, cât se poate direct, cine conduce astăzi lumea și încotro? Da. Lumea, mai întâi astăzi, este plină de suferințe, de durere, dureri înăbușite, pentru că noi nu știm să trăim cu noi înșine și atunci nu avem cum să trăim cu alții împreună. Și peste toate sunt în cea mai mare proporție oamenii sunt într-un alfabetism emoțional crunt. Pentru că, vedeți, rănile nevindecate creează sau sunt create, de fapt, și la rândul lor de violență și durere. Ele duc la așa ceva. Războaiele sunt în mintea acidă a oamenilor, cei care sunt pribeși și reneagă propriile răni emoționale. Pentru că tot al treilea, al patrulea om de pe planetă astăzi strigă, mi-e foame. Al doilea sau al treilea strigă, mi-e sete. Și aproape fiecare strigă, mi-e frică. Asta e realitatea astăzi. Astăzi. Și cred cu tărie că omenirea are nevoie de mulți lideri plini de compasiune, în primul rând, mărturisitor de adevăr, iar noi ceilalți trebuie să stăm pe verticală și să ne îndeplinim misiunea pentru care am venit pe acest pământ. Asta nu se înțelege deloc. Misiunea individuală, misiunea colectivă, misiunea... Da, asta vreau să, exact, asta vreau să vă spun acum, pentru că oamenii nu înțeleg că puterea gândului, dacă s-ar dedica pe ea, frumuseții și armoniei, așa cum sunt devotați suferinței și sărăciei, planeta Pământ ar fi un paradis. Asta este drama societății în care trăim. Africa este săracă, nu pentru că este săracă, continentul african, este pentru că alții vor să fie săracă. Și asta nu se înțelege. Și de aceea spun că este multă suferință și durere, pentru că s-a inoculat să fie așa ceva, ca lumea să fie condusă. 1% din omenire controlează 54% din bogățiile planetei. Dar oare planeta este suficient de conștientă de riscurile unei asemenea evoluții care în câțiva ani s-ar putea să determine nu doar fracturi sociale tragice, ci poate chiar și, într-adevăr, o secătuire a planetei. Pentru că vorbim de resurse, vorbim de o capacitate limitată a acestor resurse. Sunt două aspecte. Planeta, să știți că planeta Pământ, mama Pământ, ne poate hrăni pe toți. Nu 7 miliarde, 14 miliarde. Dar sigur nu poate hrăni lăcomia noastră. Este imposibil. Dincolo de acest lucru care răspuns la întrebarea dumneavoastră, situația este așa.
haosul emoțional al oamenilor de astăzi, al omenirii, perturbă energia planetei. Asta nu se știe. Și o perturbă într-un mod foarte dur, pentru că planeta este înconjurată de energie, de câmp electromagnetic, ceea ce se numește, în termeni științifici, geometrie sacră, și manifestările noastre de violență, de ură, înțeles? Cu dușmănie, ele afectează planeta și ea se apără prin diverse forme naturale, cum ar fi, în orice caz pe care le vedem cu ochii, simplu, astăzi multe cataclisme naturale foarte dese și foarte dure. Poluarea mediului nu este datorată doar energiei reziduale, ci datorită incompetenței și indolenței noastre ca oameni. Ea duce la poluare. Acest lucru nu se cunoaște, pentru că dacă s-ar cunoaște istoria lumii, vă garantez că tot sistemul de credințe astăzi s-ar prăbuși în cel mai scurt timp, iar guvernele ar dispărea imediat. Faceți, acest lucru, dacă îmi permiteți, că m-ați întrebat, se cunoaște în marile cancelarii. Spuneți că este un haos indus. Și aș vrea să mă întreb care este atunci responsabilitatea marilor lideri ai lumii în fața acestui haos care trebuie gestionat totuși. Păi mari lideri nu sunt. Sunt câteva țări care sunt libere în această lume. Mari lideri, nu există leadership. Cel puțin european nu există sigur, vă spun asta clar. Există leadership puțin pe planeta aceasta. Aș insista să ne ocupăm, spre exemplu, câteva momente de președintele Statelor Unite, de Donald Trump, de exemplu, sau de cancelarul german, Angela Merkel. Sunt totuși lideri pregnanți ai ecuațiilor de putere de astăzi. Ce părere aveți despre ei? Păi, Merkel, cred că trebuie să se arunce cu cap într-un lac. Pentru că ea a distrus poporul german și a distrus aproape întreaga Europa. E o afirmație foarte dură. Pe ce nu este dură, asta este realitatea. Pentru că ea nu este lider. În primul, ea este condusă de marile corporații. Și așa a distrus poporul german. Ea are o singură misiune și nu știe ce face. Oricum, am o mare compasiune față de ea. Trump, într-adevăr, cred că poporul american are o mare șansă cu Donald Trump. Adică avea nevoie de un cowboy, avea nevoie de un John Wayne. Și asta face Trump astăzi, greu înțeles, însă este singurul care a început să spună adevărul și să mărturisească adevărul. A venit și după probabil cea mai mare catastrofă americană, Barack Obama, care cred de altfel că a fost salvat și a trebuit să-i ridice o statuie soției lui, Michelle Obama. El l-a salvat. Ea a avut leadership. Ce-i reproșați practic lui Obama? Președintele Obama, ce Obama nu a, a fost făcut? Ce n-a făcut? Ce n-a făcut, exact. Care este principalul deci, reproș? Barack Obama a pronunțat cuvinte pe care nu le-a aplicat niciodată. Faptele sunt zero. Barack Obama a îngenunchiat poporul american. Asta a făcut. Spunea cineva, un laureat al Premiului Nobel pentru Economie, că practic președintele Obama a pierdut o oportunitate și nu a făcut decât să reașeze scaunele pe puntea Titanicului, referindu-se la vacuumul de reglementare pe piața financiară, care ar fi trebuit totuși compensat cu ceva. Asta este nimica toată. În primul rând sunt multe altele, dar e bine să ne menținem la această zonă. Nu, Trump este într-adevăr... Oricum, Obama este un capitol închis. Vreau să ne îndreptăm spre cei care sunt, iată, astăzi. Vladimir Putin, de ce nu este iarăși un lider? Vladimir Putin este un lider. Credeți că în momentul de față... E printre puținii lideri. Înțeleg că are ceva mai mult decât ceilalți în această analiză pe care da, o faceți. Da, are. Își iubește țara. Indiferent prin ce mijloace. Indiferent prin ce mijloace. Este foarte interesant această observație și aș vrea să mergem ușor spre România și să vă întreb dacă România are astăzi liderii pe care ar trebui să-i aibă într-o ecuație de putere mondială foarte încurcată. Primul, România n-a avut niciodată lideri. A avut doar deținători de putere. Și al doilea, conducătorii care... Adică nu a fost o conducere solidă în România. Au fost doar deținători de putere patriarhali care s-au schimbat așa, rapid, unul după altul, pe cum schimb mânușa. Avem totuși un președinte, avem un premier,
Care este părerea dumneavoastră despre cei care conduc astăzi România, destinele României? Adică despre președinte sau premier? Despre președinte, respectiv despre premier. Păi despre premier n-am decât o compasiune uriașă, pentru că nu știe ce face. Iar președintele... Da. Știți, când îți hrănește goul, n-ai cum să hrănești țara. Asta este referitor la președinte. Sunteți foarte dur, sunteți foarte critic cu privire la cei care, iată, ocupă aceste funcții în România, în lume, în anumite zone geografice, geopolitice, să le spun așa. Pe ce vă bazați în aceste evaluări? Sunt pur și simplu rezultatul unei activități pe care ați desfășurat-o o vreme îndelungată, dacă nu mă înșel, cam 17 ani în cadrul Organizației Națiunilor Unite, în care ați intrat în contact cu, să spun, diversi purtători de mesaj ai diverselor state, diverse politici. Pe ce vă bazați această evaluare? Iată, extrem de dură și poate pentru foarte mulți, i-aș spune, poate fi considerată ca fiind extrem de subiectivă. Păi cum arată România astăzi? România este o colonie furnizoare de materii prime și de forță de muncă. Punct. Asta este tot. Deci este realitatea anului 2018. Toți au participat la chestiunea asta. A fost în 27 de ani, a fost doar o promovare malignă a incompetenței. I-a unit un singur lucru pe toți. Oția. Asta este. Dar știți cum, atâta vreme cât așteptăm probe într-o justiție care pare să se lupte de prea mulți ani cu o situație pentru care încă nu găsim responsabili direcți, și spune, justiția, justiția acuză. În România, justiția când judecă la ordin și nu judecă din conștiință, nu există. Spunea Khalil Gibran, zice, vă complaceți să veniți cu legi și tot voi vă complace și mai mult să nu le respectați. Asta este ce se întâmplă în România. În România nu există justiție. În pușcărie intră doar slugile, să știți, de la mine. Ce au intrat astăzi în România, au intrat slugile. Pentru că nu este cineva vinovat. Înțelegem bine. Nu poți să spui, el e vinovat. Este un conglomerat. Conglomerat. Și în clipa când unul înșeală drumul către putere și către bani, este înlăturat imediat. Asta se numește slăbiciune umană. Și nu ai cum să o ștergi sau să o înlături nici măcar cu o armă. Ține lucruri mult mai adânci. Pentru că poporul român este în primul rând distrus sufletește. Și aici este în mod special partea mică și elementar de importantă a ineficienței bisericii. Vezi, spiritualitatea înseamnă cunoaștere și înțelepciune, nu dogmă și profit. Eu cred că biserica astăzi, biserica ortodoxă, poate să ajute foarte mult și să contribuie enorm. Mă provocați să vă întreb care este părerea dumneavoastră despre capul bisericii ortodoxe române. Da, vă spun. Dar poate să ajute enorm schimbarea în bine a României. Dar în primul rând se schimbe ea. Despre patriarh, da. Biserica, o instituție care rămâne în topul încrederii românilor. Știți cum era înainte? Chiar dacă a fost atât de grea această perioadă post-revoluționară. Da, sigur. Era înainte așa, era cruce de lemn, și inimă de aur. Acum este cruce de aur și inimă de lemn. Cam asta este legat de patriarh. Știți că am fost într-o piață la Satul Mare și vreau să cumpăr mărar. Și m-am dus la o bătrânică, aia singura care avea mărar, și avea 5 legături. 4 așa puse una lângă alta mai mari și una foarte mică. Și o întreb, măicuță, cât dai mărarul? Păi ce mai că zice, astea cu 1 leu și astea cu 50 de bani. Și mă uit așa la mâinile ei crăpate de vânt și la fața ei crăpată de soare și de arșii sa vremii. Știți cum spunea Ileana Vulpescu? Sărută pământul acesta. Și îi spun, le iau pe toate.
Și brusc îi dau lacrimile și îmi spune: ți le dau pe toate, maică, și ăsta gratis de 50 de bani. Pentru că România s-a născut din sămânța satului. Nu din sămânța orașului. Înțeles? Și pentru mine, ea era patriarhul României. Așa ne splată pe picioare și venim cu colbul de pe drum. Care vă dădea, practic, patru legături. Pentru că dorința gratis țăranului nu era să câștige material. De-aia România este formidabilă, spiritualicește. Este de departe, poate, o zeitate imensă a lumii. Pentru că țăranul român, când vindea, nu vindea ca să aibă bani. Întotdeauna a fost asta. Vindea pentru că vedea bucuria în ochii tăi, că tu cumperi de la el. Asta înseamnă. Și de-aia spun că pentru mine ea este patriarhul României. Asta e ideea. Nu mă pot opri din tentația de a vă întreba atunci cum explicați acest paradox între felul în care caracterizați liderii pe care îi are România și felul în care vorbiți atât de elogios la adresa omului simplu. De ce o societate formată din oameni atât de buni, atât de puri, ajunge să aibă cu totul alt fel de lideri decât merită? Da, într-adevăr. Pentru că cred că de cursul timpului așa, poporul român a dezvoltat un simț aparte și chiar aș spune elogios față de călăii lui. Vedeți, când pădurea nu mai este, când dispare, știți, ușor, ușor, e din ce în ce mai mică, arborii votează în continuare toporul. Cu o singură gândire că el are coada de lemn. Minima legătură între... Și ei cred că le face bine acest lucru. Gândiți-vă ce s-a întâmplat azi 21, nu? Da. Ieri, 20 mai 1990. Ce a votat poporul român? Exact ce a suferit 45 de ani. Exact aceeași oameni. Și a votat preț de 28 de ani. Cu alte cuvinte, suntem consecința acelei alegeri imediat după Revoluție, când probabil că ar fi trebuit resetat altfel sistemul. Nu doar. Politic. Cred că suntem într-o zonă mult mai dură și de-aia spun că poporul român, ca să fie schimbat, primul trebuie iubit. Trebuie iubit ca să fie schimbat, nu schimbat ca să fie iubit. Ce lipsește poporul român, lipsește iubirea. Dată de conducătorii lui. Și aici este drama major în care trăim astăzi. Dar știți foarte bine că multă lume consideră ca fiind un adevăr cunoscut de toată lumea, dar poate de prea puține ori formulat și spus ca atare, că România niciodată nu a făcut ceea ce a dorit să facă, ci întotdeauna dezvoltarea ei, traiectoria ei politică a fost o consecință a unor mari înțelegeri care s-au făcut peste România. Și atunci noi nu am trăit decât o consecință a acestor mari deal-uri politice ale superputerilor mondiale. Și atunci cum să facem alegerea corectă sau cum să orientăm România într-adevăr în folosul propriu, al propriului cetățean, al propriei națiuni? Nu ar fi fost cumva imposibil în toată această perioadă? Nu. Vedeți, sunt două tare imense aici. Poporul român nu are puterea de a discerne binele de rău. Și al doilea, nu înțelege puterea gândului. Cât de uriașă este puterea gândului. Că nu este suficient să-ți dorești. Se întâmplă ceea ce gândești. Și dacă gândim poziția de victimă, atunci victime suntem. Și au avut grijă toți ceilalți, că a fost educația, că a fost politicul, că a fost biserica, care te-a făcut mic. Mic, neînsemnat. Tu nu știi nimic, știm noi. Știm noi. Care noi? Știți cum a spus Hristos? Zice, eu sunt calea, adevărul și viața. Înțeles? Dar asta nu înseamnă cum este tradus de biserică. Dom'le, vezi ce a spus, deci trebuie să faci ce spunem noi și el. El a spus-o din experiență. I-a spus-o din experiență. El ajunsese la un prag de spiritualitate uriașă și vorbea din experiența lui. El îți dădea putere.
Hristos îți dă putere. Religiile dezbină, spiritualitatea unește. E foarte important ce vă spun. Și asta nu a înțeles poporul român de cursul timpului. Pentru că drumul a fost o hemoragie permanentă. Exact cum a spus mai devreme. Că a fost tot timpul vândută. Și a fost și la un TTR de drumuri imens de importantă pe harta lumii. Practic, ce mai avem astăzi dacă primim România din afara ei? Ce mai înseamnă astăzi România? Ce mai este? România astăzi este condamnată la neputință pentru a fi exploatată. În 1940, atunci când era controlată de Germania, Germania viza doar două lucruri. Petrolul și agricultura. Și este la curent și astăzi. Eu vă spun textual și clar că nu există altă soluție în România decât pământul. Indiferent din ce birouri sau instituții, oricum aproape inexistente în această țară, scot fel de fel de rapoarte pe care nu le citește nimeni. Soluția României de ieșire în această stare este pământul și este micul producător. Dar nu mai aparțin. Dar toate încărcate de iubire. Nu mai aparțin aceste resurse ale subsolului? Da, sigur, este 45% într-adevăr din pământul țării este vândut, nimic de spus. Dar să știți că indiferent cum ar fi, puterea gândului și solidaritatea este extrem de importantă. Singurul proiect politic pe care România ar trebui să-l pună în aplicare astăzi și este mai viu ca niciodată este unirea. Este singurul proiect politic, nu este alt proiect politic. Unirea cui? Unirea românilor cu românii. Pentru că suntem mai dezbinați ca niciodată. Mai dezbinați ca niciodată. Și asta s-a și urmărit. Asta s-a și urmărit. Ne urâm între noi, nu există niciun fel de proiect comun și politicienii dovedesc asta, pentru că singura lor preocupare în momentul când se instalează în funcție sunt problemele personale. Nu i-a unit... interes personal? Absolut. Nu i-a unit, v-am spus, nu i-a unit decât un singur lucru și unește și astăzi. Infracțiune. Atât. Nu unește altceva. Vedeți, dumneavoastră, asta ține de, și în general, cum este cunoscută și lumea, ține de înțelepciune, pentru că de înțelepciunea liderilor, dar și a poporului. Pentru că lumea este condusă astăzi prin educație, care este o non-educație, este condusă prin medicină, prin alimente și prin media. Astea patru. Și îți trebuie înțelepciune ca să înțelegi lucrul ăsta. Și să înțelegi cum merge lumea și tu să aduci în țara ta doar fericire și să-ți vezi de treburile tale, să-ți vezi de resurse, să trăim în pace, fericiți unii cu alții. Asta se cere România astăzi. De către cineva care ar fi un conducător de glie. Nu v-am întrebat întâmplător la începutul emisiunii cine conduce astăzi lumea pentru a vedea, practic, ce se așteaptă de la România în momentul în care identificăm, așa cum spuneați, câteva mijloace prin care România este condusă. Bine ar fi să aflăm și care este obiectivul, care este scopul și cine face, de fapt, cine trasează această hartă a destinului românesc. România astăzi, cum am spus, nu cred că e decât o colonie. Asta clar, furnizoarea de materii prime și de mână de lucru. Și în primul rând este un spațiu colonial care, neînțelegând că puterea vine din interior, apelează la forțe externe. Asta este drama României care a fost și pe vremea lui Ștefan cel Mare. Îți duceau la poarta, nu? Turcească și plăteau bir. Acum se duc la Bruxelles și la Washington. Nu e nicio diferență. Asta fac. Și pentru că nu s-a împuternicit poporul. Poporul trebuie să fie puternic. Trebuie să induci spiritualitatea. Puterea este în noi înșine. Cine suntem noi? Aici este viziunea mare a unui lider. Să împuternicească. Exact cum a făcut Hristos. El ne-a condamnat la nemurire și noi ca oameni l-am condamnat la moarte. Omenirea n-a înțeles nimic din ce a însemnat potopul. Care a fost din lăcomie și trufie. Așa potopul a venit. Și n-a înțeles nimic. Și continuă același lucru și astăzi. Asta face și România. Spuneați într-o carte recentă a dumneavoastră, Cumpăna României, proiect de țară, hrană, apă, energie, că astăzi, când toate popoarele suferă, România mai are, tehnic vorbind, exact schema de dezvoltare a unei națiuni în ultimul moment.
Dar spuneați acest lucru acum 2 ani. Acest moment, acest ultim moment s-a prelungit, s-a agravat, suntem dincolo de acest moment. Mai este valabil? Mai este valabilă această rețetă de supraviețuire? Da, mai este valabil, ciuda faptului că pierdem în fiecare zi resurse și în fiecare zi se vinde bucată cu bucată seara, totul de vânzare în România, la cei care conduc astă seara. Dar este valabil în continuare, atâta timp cât până la ultimul suflet românesc este valabil, pentru că România crește prin orice crăpătură. Atât de puternic este acest sol și acest neam. Doar că el n-a fost înțeles, cum spuneam mai departe. Este greu aproape să înțelegi trecerea aceasta de la populație la popor. O țară decimată demografic face socoteala astăzi. Că pleacă aproape, am văzut și eu diverse statistici, dar sigur, sunt niște glume. Pentru că le scot din buzunar. Pleacă 500 de oameni pe zi în România. 500 de oameni pe zi. Deja câteva milioane. Noi nu mai avem, noi nu mai avem popor de rezervă. Deci politica demografică este o chestiune cheie de care nu se ocupă nimeni. Nu interesează pe nimeni. Analfabetism este îngrijorător. Este uriaș. Și dacă ești analfabetismul funcțional, stă aproape 20% din populația României. Peste 20%. Deci este un, ce spun eu, adică concluzionând, este așa, este un haos foarte bine calculat. Se trăiește într-o lipsă de criterii uriașe. Este o atitudine aculturală, un exhibiționism și în care s-a pierdut complet rușina. Nu mai contează ce spui. Am văzut tineri, cunosc cazuri de acum câțiva ani, călcați pe trecerea de pietoni. Și persoana respectivă, în așa zisă în alta societate, primește 2 ani cu suspendare și o pedeapsă de 200.000 de euro amendă. Atâta costă viața unui om în România. Pe justiția. Pe justiția, dacă îl bagi în pușcărie și nu-i confiști toată averea, care-i socoteala? V-am mai spus, în pușcărie intră slugile, domn, astăzi. Cei care vor să fure mai mult și atunci sunt înlocuiți. La precedenta noastră întâlnire am reținut o expresie foarte interesantă, mi s-a părut foarte potrivită. La noi și corupția este incompetentă și nu este depășită în incompetență decât de lupta anticorupție, da, însăși. Așa este. N-am ieșit din paradigma asta. Nu, dar este ceva mai grav. Slugărnicia pe care o fac actualii conducători față de anumite puteri ale lumii, în special de către America. Slugărnicia este mult mai gravă decât corupția. Mult mai gravă. Avem, știți, câteva mostre recente, aș putea să, da, vă rog să interpretați într-o cheie personală, evident sunt opiniile noastre personale, această dilemă de politică externă în care se găsește România în raport cu partenerul strategic, da, Statele Unite, și în raport cu Uniunea Europeană, privind această mult discutată, mult dezbătută decizie de a muta ambasada României din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim. O situație cam fără precedent în ceea ce a însemnat traseul extern al României, cel puțin în ultimii 30 de ani, să spun, pentru că pare să servească, pare a fi o bâlbâială instituțională, o chestiune care se agravează pe zi ce trece prin ieșirile publice, prin declarațiile care sunt făcute, iar daunele produse la adresa imaginii României, prejudiciile aduse imaginii României sunt din ce în ce mai serioase. Practic, încet, încet, suntem din ce în ce mai decredibilizați, atât în postură de membru al Uniunii Europene, cât și chiar și de partener al anumitor țări cu care avem relații bilaterale de tradiție. Și atunci aș vrea să vă rog să comentați acest incident, i-aș spune, major din politica externă a României, recent. Pe mine, în primul rând, ca român, sigur că da, mă afectează, sigur, sufletesc, această slugărnicie imensă a conducătorilor acestei țări, față, în special față de America. Eu nu sunt adeptul statisticilor și, sincer, vă spun, am venit astăzi aici ca să vă scot din statistici, să vă spun ce înseamnă sufletul românesc. Mai am câteva statistici, vă rog, dar, să, da, nu, okay, să mai încreați dar ocazia referitor să la America, dau și eu niște cifre. Dar sunteți poate anti-american? Că s-ar putea nu, înțelege nu sunt, acest sunt lucru. Pro, sunt pro. Eu am învățat, dar știți cine a fost un mare idol pe care l-am avut? Thomas Jefferson. Este uriaș. A fost un mare conducător ai lumii. Pe America niște oameni fabuloși. Fabuloși. Dar asta nu înseamnă să fii sclavul nimănui. Deci demnitatea ta, știți, țelul vieții este integritatea. Țelul vieții oricărui om pe această planetă. Integritatea.
Aș spune că este țelul unui om educat, iertați-mă. N-aș putea, nu știu, un om care educat știe cine este, care știe să trăiască cu sine însuși, care se înțelege pe el. Și de-aia vă spun, adică America, poate nu știe lumea, doamne, hai să spunem și noi niște, adică vă spun și niște cifre, așa la întâmplare. America. Pe America este pe locul 7 la alfabetizare, e pe locul 27 la matematică, în lume, pe locul 22 la științe, pe locul 49 la speranță de viață, pe locul 174 la mortalitatea infantilă, dar este cea mai mare puțin putere politică. Atenție, pe locul și militară, 1 economic la cetățenii încarcerați pe cap de locuitori în lume și locul 1 la bugetul militar. Vreți să vă mai spun? Nu cred că mai are sens. Trebuie să fii, adică politica mare, diplomatică, înseamnă să te ai bine cu toți. Dar nu înseamnă să fii slugă. Sluga nimănui. Să înțelegem bine. Și atunci nici americanilor vă spun ca unul care sunt și am fost construit în America. Așa, ca viziune politică. Este o chestiune cerută, această atitudine? Nu, nu cere nimeni. Păi asta vreau să vă spun. Exact. O cere administrația Trump sau știu eu, unor parteneri mai mici pe România? Oamenii ăștia care își dau seama că nu sunt băgați în seamă, că nu știu să spună nimic, atunci automat devin slugi. Haideți să vă explic. O să vă întrerup, vă rog să vă țineți ideea, pentru că trebuie să dăm legătura la Bacău, acolo unde premierul Viorica Dăncilă, împreună cu doamna comisar european pentru politici regionale, Corina Crețu, susțin o conferință de presă și o să vă propun să urmărim această conferință și vom reveni la discuția noastră. Vă mulțumesc! Bună ziua tuturor! Am să încep eu, pentru că de fapt este un eveniment al Comisiei Europene, organizat la Bacău, și mulțumesc doamnei prim-ministru și celor doi miniștri, ministra fondurilor europene, doamna Rovana Prun, și domnului ministru al transportului, că au acceptat invitația noastră de a participa la acest eveniment, de a ne întâlni cu, unde ne-am întâlnit cu cei 39 de primari, reședință de județ, care primesc în mod direct fonduri europene în administrare, în această perioadă de programare, cu reprezentanții locali. Dezvoltarea urbană este un element foarte important pentru noi la Comisia Europeană, având în vedere că în orașe se concentrează, sigur, cele mai multe posibilități, dar și cele mai multe provocări și sunt cele care sunt motorul creșterii standardului de viață al cetățenilor. Politica de coeziune pentru perioada 2014-2020 are și va avea și după perioada 2020 o importantă dimensiune urbană, iar pregătirea în avans a unor proiecte solide este absolut imperioasă și este important ceea ce facem acum, nu doar în viitor, pentru a pregăti această perioadă de programare. România are, după cum știți, o alocare totală de 31 de miliarde de euro pentru perioada 2014-2020 din fondurile structurale și de investiții, echivalentul, iar o sumă importantă merge direct în orașe. Deși există evoluții pozitive, am vorbit cu doamna prim-ministru, am avut o întâlnire bilaterală, sunt câteva probleme care persistă, capacitatea administrativă limitată a unor municipalități, lipsa finanțării pentru pregătirea unor proiecte de calitate, uneori cerințele greoaie pentru depunerea de proiecte, proceduri complicate de evaluare și de contractare a proiectelor, proceduri de achiziții publice care uneori întârzie implementarea. Și de aceea am vorbit despre acest grup de simplificare pe care doamna prim-ministru l-a inițiat și despre alte modalități. Mi-a făcut mare plăcere să-i ascult pe domnii primari, pentru că dânsii sunt primii care se lovesc de aceste provocări administrative. Deci eu și serviciile mele suntem aici pentru a susține autoritățile naționale, locale și regionale. Suntem deschiși să oferim tot sprijinul ca de fiecare dată când suntem solicitați, repet și spun, când vine vorba de implementare, pașii importanți trebuie făcuți în statele membre, aici, în țară, atât la nivel de reglementare cât și de implementare, inclusiv printr-o mai strânsă colaborare între administrația centrală și locală. Și mă bucur dacă astăzi Comisia Europeană a reușit să contribuie la îmbunătățirea acestei relații între administrațiile locale și cele guvernamentale, pentru că, așa cum am spus și în discurs, am văzut un mare interes, o dorință extraordinară din partea autorităților locale să folosească banii
europeni pentru a realiza proiecte de modernizare. Aceasta este o oportunitate extraordinară pentru dezvoltarea economică și socială a României, pentru crearea de noi locuri de muncă, pentru îmbunătățirea unor servicii de bază, educație, sănătate, transport și deci suntem aici să colaborăm cu toate statele membre, inclusiv cu România. Rugămintea mea, poate în final, ar fi ca acest subiect al absorbției fondurilor europene să nu îl politizăm. De fiecare dată când atrag semnale de alarmă, o fac în toate statele membre, pentru că suntem la jumătatea exercițiului bugetar și este important ca să accelerăm, să creștem viteza de absorbție a fondurilor europene. Singurul meu obiectiv în calitate de comisar european este să ajut fiecare stat să aibă o absorbție cât mai bună și să evităm sau măcar să minimizăm riscul dezangajărilor de fonduri, adică a pierderii unor bani europeni. Mulțumesc foarte mult! Salut din nou prezența în România, de data aceasta la Bacău, a doamnei comisar Corina Crețul. Evenimentul de astăzi ne-a dat ocazia să avem dezbateri pe un subiect atât de actual legat de politica de coeziune și anume investițiile urbane în Europa. Dezbateri precum cea de azi sunt binevenite în spațiu public, reprezentând o oportunitate de a aduce mai aproape de cetățenii români din diferite orașe ale României discuțiile de la nivelul Uniunii Europene, în special cele privitoare la viitorul nostru comun în interiorul Uniunii și modalitățile concrete în care așteptările lor sunt reflectate în deciziile formulate la nivel european. După cum cunoașteți, avansăm rapid către momentul în care România își va asuma președinția semestrială la Consiliul Uniunii Europene, începând cu 1 ianuarie 2019 și vreau să menționez faptul că începând cu 1 iulie anul acesta, România va asigura președinția din umbră în timpul președinției austriece. În linie cu responsabilitatea pe care o vom exercita la nivel european, vreau să dovedim pe perioada președinției României la Consiliul Uniunii Europene capacitatea noastră de a ne concentra atenția pe cetățeanul european și pe aspectele care îi influențează calitatea vieții de zi cu zi, precum și de a aborda, avea o abordare comună în care să prevaleze aspectele consensuale care definesc esența proiectului european. De altfel, președinția noastră rotativă se va desfășura sub motoul Coeziunea, o valoare comună europeană. Credem că schimbul de opinii, având ca teme instrumentele prin care este stimulată dezvoltarea statelor membre, a regiunilor și a orașelor, contribuie la o conștientizare a beneficiilor pe care coeziunea ca principal instrument de investiții la nivelul Uniunii Europene le generează pentru cetățeni, argumentând astfel necesitatea continuării acestei politici. După cum am precizat în intervenția mea în cadrul dezbaterii, 3/4 din populația globală trăiește în orașe și în zonele urbane funcționale adiacente. Acestea sunt motoarele de creștere economică și de inovare, iar în același timp orașele se confruntă cu provocări serioase de natură socială și de mediu. De aceea trebuie să ne concentrăm atenția atât pe măsuri care să conducă la depășirea acestor provocări, dar și la alte măsuri care constau în promovarea dezvoltării economice, dar și adaptarea la noi tehnologii. Bugetul european oferă numeroase oportunități de susținere a răspunsului la aceste noi realități. Încurajez autoritățile din România să acorde atenția cuvenită tuturor instrumentelor și fondurilor puse la dispoziție de Comisia Europeană pentru a transforma zonele urbane într-un mediu competitiv, atractiv pentru investitori și care, în același timp, să ofere o viață de calitate pentru locuitori. Am avut totodată astăzi și o discuție mai aplicată cu doamna comisar Corina Crețu, în afara participării la dezbaterea publică,
cu privire la o serie de subiecte de interes prioritar pentru România, precum absorpția fondurilor europene, viitorul cadru financiar multianual, care, după cum știți, va reprezenta unul dintre dosarele prioritare pentru președinția României la Consiliul Uniunii Europene. Guvernul pe care îl conduc face eforturi deosebite pentru a stimula o mai bună absorpție a fondurilor europene ca bază pentru generarea creșterii și dezvoltării economice a României. Avem un dialog permanent cu Comisia Europeană și în special cu doamna comisar Corina Crețu în vederea identificării celor mai bune modalități de creștere a ritmului de implementare și de asigurare a unor proiecte de calitate care să beneficieze de finanțare europeană. Am discutat și despre perspectiva negocierilor la nivelul Uniunii Europene cu privire la viitorul buget multianual al Uniunii post-2020. Am reiterat în acest context importanța pe care o prezintă pentru România un cadru bugetar european centrat pe interesele cetățenilor Uniunii Europene și care să reflecte în același timp o abordare echilibrată prin oferirea unui răspuns adecvat noilor priorități ale Uniunii Europene și mă refer aici la tineret, cercetare, digitalizare, politică externă, politică de apărare, cu menținerea în același timp a finanțărilor adecvate pentru politicile tradiționale, precum politica de coeziune sau politica agricolă comună, care și-au demonstrat capacitatea de a produce beneficii pentru toate statele membre. Sperăm ca soluțiile care vor fi agreate în final cu privire la viitorul buget european vor permite continuarea susținerii obiectivelor investiționale și de stimulare a convergenței la nivelul întregii Uniuni Europene, aspecte de care România este interesată în mod deosebit. Am agreat că vom continua dialogul pe această temă și pe alte aspecte ale agendei europene, inclusiv în pregătirea președinției României la Consiliul Uniunii Europene, o responsabilitate deosebită pe care dorim să o îndeplinim cu succes. Veți întrebați. Spuneți-mi dacă au fost identificate acele proiecte de infrastructură de transport care să fie construite, realizate cu fonduri europene și dacă printre acestea sunt și autostrăzile care se trece Moldova cu centrul țării și cu București, având în vedere și protestul din weekend. Da, avem identificate autostrăzi construite cu fonduri europene. Suntem în diferite stadii referitor la acest lucru, dar în plus de acest aspect pe care îl tratăm cu foarte multă seriozitate și asupra căruia am avut o discuție cu ministrul transporturilor pentru a îmâna mie și a trimite Comisiei Europene și noi proiecte, avem și un alt aspect și anume pe parteneria public-privat. Vom avea o ordonanță în cadrul ședinței de guvern de joi, prin care vom demara studii de fundamentare pentru 3 autostrăzi din România. Una dintre ele este cea Târgu Neamț-Iași-Ungheni, autostrada Sudului și autostrada Ploiești-Comarnic-Brașov, autostradă atât de așteptată în România. De asemenea, tot pe parteneria public-privat, vom iniția studiile de fundamentare pentru spitalele CFR, care știm că se află într-o stare nu tocmai bună, dar și pentru Spitalul Republican. Cristina Sfântici, 24, ne puteți explica cum s-a stricurat acea eroare într-un document oficial al Guvernului A fost o propunere a Comisiei Naționale de Prognoză, o comisie pe care noi nu o agreem și nu am agreat-o și acest lucru este demonstrat că, și prin faptul că nu a fost o hotărâre de guvern care să facă referire la acest aspect. Cu siguranță acea hotărâre nu va fi agreată de Guvernul României. Deci excludeți orice modificări privind
an și în 2019? Nu exclud, exclud faptul că am putea desființa pilonul 2 de pensie, dar faptul că vom face analize, că vom vedea dacă este bine ca să avem o opțiune pentru pilonul 1 sau pilonul 2 de pensie din partea cetățenilor, acest lucru îl vom prezenta populației, dar nu vom desființa pilonul 2 de pensie. Va fi o analiză care se va face la Ministerul Muncii. Nu am date până acum, deci nu vă pot furniza. Ceea ce vă pot spune este că nu se desfințează pilonul 2 de pensii. Deci v-am spus că nu am date, se va face o analiză la Ministerul Muncii legată de pilonul 2 de pensii, dar încă o dată, repet, nu se va desfința pilonul 2 de pensii. Am revenit în studioul emisiunii noastre, am urmărit conferința de presă susținută de premierul Viorica Dăncilă și de comisarul pentru politici regionale Corina Crețu. Domnule Călin Georgescu, pentru că au fost foarte multe aspectele evocate în această conferință de presă, aș vrea să vă întreb dacă, aș vrea să vă rog să comentați aceste informații pe care, iată, le-am ascultat în priză directă, de la Bacău. În ce sens, dacă sunt adevărate sau... Dacă v-au convins aceste argumente, dacă credeți că România într-adevăr procedează așa cum ar trebui pentru a impulsiona această accesare a fondurilor europene sau ce ar trebui făcut? Da, știți, s-a spus de asemenea că îndulcitorii alimentari și cu eurile sunt inofensive. S-a spus că Irakul și Iranul au arme de distrugere în masă. Sau că Andreea Marin s-a măritat din dragoste, tot la fel e și povestea asta. Nu știu ce am urmărit, nu știu, poate am urmărit o reclamă la produse cosmetice, nu-mi dau seama, dar oricum, ideea este următoarea, că... Să vedeți, înțeleg că nu v-au convins. În 10 ani, argumentele. România a preluat de la Uniunea Europeană pentru, nu știu, proiecte, nu știu în ce măsură au fost făcute sau nu, 50 de miliarde de euro, asta vă pot spune. 50 de miliarde de euro pentru a da niște date clare se externalizează anual de către băncile străine din România. Anual. Deci cred că asta spune tot. N-ai ce să comentezi. Și oricum, sincer vă spun, așa uitându-mă la cele două personaje, cele două persoane cu mare compasiune pentru ele, adică îmi dau seama că suferă în interiorul lor și ce măști poate să poarte cele două femei. Este dur, știți, pentru că... Dar de ce considerați că femeile nu ar putea face față unor asemenea responsabilități? Nu, n-am spus asta. Nu, ba din contră. Problema este alta, că ele spun lucruri pe care nu cred. Și ele, oricum, vorbesc din ce li se dau. Asta este problema. De-aia am spus că am mare compasiune pentru ele, că nu înțeleg cine sunt. Și ele au niște răni uriașe, nevindecate. Aș vrea să contrapunem acestei componente spirituale, de spiritualitate, la care ați făcut referire și în prima parte a interviului nostru, să-i contrapun o componentă materială foarte clară, pragmatică, pentru care foarte multă lume mă va urâ prin faptul că ajung să vorbim despre bani. Pentru că, dincolo de toate aceste eforturi de reașezare a României pe un traseu ascendent, i-aș spune, acest lucru nu este realizabil decât dacă știi foarte bine să-ți gospodărești banii. Unde sunt banii românilor astăzi, domnule Georgescu? Știți, ei n-au plecat cu sacoșa de plastic în afara țării. Au plecat cu niște aprobări, date în special de Banca Centrală. Aici găsiți o responsabilitate în zona băncii centrale, în ceea ce privește... această gestiune a banilor în toată această perioadă de după 89? Determinantă? Pentru că este, desigur, vorbim de un mix de politici financiar-monetare, vorbim de politici fiscale, care împreună ar trebui să asigure această stabilitate a prețurilor, acea creștere economică sustenabilă pentru români. Știți, statutul de colonie de care spuneam, de statut de colonie nu este străină Banca Centrală. Roșia îl spunea așa, zice bătrânul, la singurului moment de sinceritate absolută. Dăm moneda țării și nu contează cine face legile. Simplul fapt că moneda actuală
așa zisă națională, este de plastic. Este singura țară din lume care are plastic. Dovedește cât integritate și responsabilitate avem față de țară. Asta e unul la mână. Și doi la mână, vedeți dumneavoastră, spune așa, zice, deficit după deficit, împrumut după împrumut, datorie după datorie, până finanțele țării nu vor fi decât o gaură mare. Știți cine a spus asta? Mihai Eminescu. Cea mai mare conștiință națională. Asta este și România astăzi. Pentru că tot ce se vorbește astăzi de inflație, am auzit și o chestie asta de toată lumea bate mâna pe inflație. Păi vă spun eu, în 1993 a fost de 300%. Mai rău decât în Africa. Dintr-un singur motiv. Și vă dau un exemplu ca să fie lucrurile clare. Toată industria este vândută, nu? Noi nu mai avem nimic. Aro, câmpul lung, care era patent românesc curat 100%, deci era bătălie cine să cumpere un aro din Occident, nu mai vorbesc din interior. Aro de la câmpul lung s-a vândut cu 150 de mii de euro, de dolari, mă rog, la vremea respectivă, și dat la fiare vechi cu 3 milioane. Asta nu se putea face decât dacă distrugi moneda națională. Iar inflația este direct răspunzătoare prin politica monetară și prin politica cursului de schimb. Eu vă spun că sunt câțiva oameni în țara asta, poate puțin tăi mai mulți, care cunosc cursul de mâine. Îl cunosc o zi înainte. Cum este și rezultatul unei... cred că sub toga câtorva profeți... Piețe libere? Sub toga câtorva profeți din această țară se ascunde marea fraudă. Cea mai mare fraudă. V-aș cere indicii, probe suplimentare pentru aceste afirmații. Păi economia nu mai există în România. Ce rezonanță? Nu mai există. Noi nu mai avem economie. Toată România, economia României depinde numai de străini, depinde de Occident. Când spuneți că suntem colonie, suntem colonia unor corporații sau colonia unor... Bineînțeles. Păi eu spun, asta e la nivel global, ce m-ați întrebat și la început. 200 din cele mai mari corporații din lume conduc cele 195 de state luate la un loc, astăzi. De-aia v-am spus că sunt puține țări libere. România nu este o țară liberă. Atunci cine ne vorbește practic de stat suveran, practic ne vinde o iluzie? Noi n-am vândut doar trunchiuri de arbori, am vândut trunchiuri de suveranitate. Este o utopie. Eu sunt în special aici și tot ceea ce am spus pentru a trezi din temelii conștiința poporului român, ca să-și vadă păcatele și lipsa de atitudine în special. Nimeni nu ia nicio atitudine la nimic. De-aia v-am spus că și-a dezvoltat cultul călăilor poporul român. Inclusiv al celor care, împotriva celor care și-au dorit, au dorit pentru noi libertatea, cum ar fi rezistența în munți, care a fost, cum au fost în pușcăriile comuniste, ei nu au fost victime, să știți cum se spune. Este o minciună sfruntată asta. Au luptat pe viață și pe moarte și au trăit ca niște sfinți și au luptat ca niște eroi. Asta este realitatea. Toți. Și au avut o singură idee centrală de care nu se vorbește astăzi, ci că mamă țară, spuneau, iartă-ne că am luptat și am murit pentru tine. Aici vorbim de lucruri serioase. Mai există gena aceasta în românii de azi? Bineînțeles că există. Chiar dacă nu este în toți și nu este în toți, pentru că așa a fost tratată educația și așa a fost tratat sistemul pe care noi credem că l-am făcut noi. Știți care este marele păcat? Marele păcat, uriaș, să crezi că lumea te-a creat pe tine. Este fals. Dar știți care este cea mai dură situație în care se găsește un om astăzi? Cel mai distrugător lucru. Deznădejdea, nu știu. Nu, să aibă de toate. A, să aibă de toate. Da, pentru că echipa când are de toate, l-ai rupt de sinele interior. Și puterea care o aclamă mulți nu este de a-i conduce pe alții. Puterea înseamnă sinele tău interior, de a fi el însuși. Și de-aia poporul român nu poate să facă nimic. Are statutul de victimă, se victimizează permanent, că este cel mai simplu, este lașitatea absolută. Și îi place statutul că e mic. Este mic, e tot timpul condus. Condus din exterior, condus de școală, condus de biserică. Se trecoară printre marile, să spunem, confruntări. Păi n-are ce să mai strecoare, că dispare de pe harta lumii.
dispărem de pe harta lumii. Asta este. Și apelul meu este gândul nostru, să înțelegem ce înseamnă puterea gândului. Să înțelegem că este o țară plină de infatuați. Asta să înțelegem. Plină de infatuați. Cum am urmărit, mă rog, ce am urmărit anterior. N-ai ce să spui. Mie mi-e milă de ei, sigur că da, dar în același timp mi-e milă de țara aceasta, pentru care au murit. Deci, noi suntem România, stat național unitar modern, datorită unui singur om și supremației poporului român. El s-a numit Alexandru Ioan Cuza. Nu se vorbește nimic. Se vorbește de 100 de ani de unire. Noi nu avem nici muzeu de istorie națională. Da. Urmăriți muzeu, duceți-vă la muzeu de istorie națională. Nu există. Niște chestiuni de la, așa zis, casă regală, nu știu, niște chestii pe acolo. Unde este salonul Cuza? Salonul Mihai Viteazu? El a fost un sfânt, domnule. Un sfânt a fost Mihai Viteazu. Domnule Georgescu, vă aduc chiar și brutal în lumea contemporană, pentru că ne apropiem de finalul emisiunii și aș vrea să, mai sunt multe lucruri pe care aș fi dorit să le abordăm. Ați lucrat în Sistemul Națiunilor Unite 17 ani. Care a fost responsabilitatea dumneavoastră? Care a fost expertiza cu care ați părăsit acest sistem, pentru că v-ați retras recent? Da. Aș vrea să vă întreb de ce ați părăsit ONU. Pentru că după 17 ani am părăsit ONU, da, pentru că pacea, dezvoltarea durabilă, sănătatea, nu aduc profit. Și așa este condus ONU. Ele neaducând profit, totul este o minciună. Eu am participat la toate conferințele mari de dezvoltare durabilă, la toate negocierile. Toate se încheiau cu singurul lucru. Cum creștem consumul și cu gala dinner. Asta era tot. Știți cât costă pe an sediul ONU din Geneva? Toate cheltuielile lui, pe un an de zile, cu toți oamenii care sunt acolo. 2,5 miliarde de euro pe an. Miliarde? Da, 2,5 miliarde. Tot și am plecat pentru că nu vreau să fiu părtaș la o minciună. Da, nu v-am pus întâmplător nici această întrebare, pentru că aș vrea să vă întreb în acești 17 ani în care ați fost acolo, plus cei relativ doi de când ați părăsit Organizația Națiunilor Unite, dacă nu greșesc. În tot acest timp, v-a cerut cineva din România să veniți, v-a cerut cineva aportul la ridicarea României, ținând cont că erați, practic, expertul de cel mai înalt nivel de recunoaștere mondial? Nu, nimeni. Cum vă explicați lucrul acesta? Păi dacă ei nu știu cine sunt ei, cum să știe ce întrebări să pună sau ce să ceară, nu știu. Dar ați fi fost dispus să puneți umărul la o strategie? Și am și transmis acest lucru. În primul rând, totuși eu am coordonat strategia națională de dezvoltare durabilă pe care o pus într-un sertar sau ce au făcut. S-a aplicat ceva din acel document din 2008? Nu, nimic, niciun cuvânt. Nu interesează, adică știți... Nu cumva este mai mult decât atât? Nu doar o lipsă de interes? V-am spus, sunt tributari și sunt sclavii marilor puteri și în special a marilor corporații. Totul este de vânzare în țara asta. De asta și-a ajuns aici. Dar cum se poate bate statul român cu corporațiile? Atâta vreme cât, iată, această paradigmă de putere mondială este dirijată, este net influențată de capitalul privat, de ceea ce reprezintă corporațiile. Și atunci statul român, cum să lupte cu corporațiile? Păi trebuie să ai un steag, să ridici, să știi pentru ce lupți. Economia înseamnă fericire, în primul rând. Deci să fii fericit cu ceea ce faci, asta înseamnă economia. Câți români sunt astăzi fericiți cu ceea ce fac? Cred că sunt. Și acest lucru va duce la unitatea conștiinței naționale, în aproape. Sunt convins că va fi, ca și pe mapamond, un nou nivel de conștiință spirituală al lumii. Și mesajul meu este să fim credincioși și idealilor noastre și să rămânem demni. Vă mulțumesc foarte mult pentru acest dialog și vă mai invit aici la întrebări și răspunderi pentru a vedea cum poate fi, cum își poate garanta România viitorul pentru cel puțin încă 100 de ani de acum încolo, dacă nu și mai mult, așa cum ne dorim cu toții. Domnule Călin Georgescu, vă mulțumesc mult și mulțumesc dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. Ne revedem luna viitoare. Până atunci, numai bine! La mulți ani, Elena Lenuța.